Încotro? La Udal, la Finuța, doar ți-am spus că trebuie să mă duc a doua zi de Paști. Îmbrăcat așa? Dar nu stau mult, numai mă duc o udu un pic și vin înapoi. Da. Dar cu cine mergi? Cu Vlad. Mă da, duc cu Vlad că suntem pe un drum. Mă gândeam. Dar tu cu parfum masculin vrei să uzi pe femeie? Dar cine se prinde? Că nu mă un pic țic, 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 îi dau. Hai că mă duc să-ți aduc unul de-a meu, bine? Nu, așa e tradiția. Nu lipsesc mult, vin imediat. Poate vine și la mine cineva la udat. Hină! Ios! Da! Salut! Salut. Nicu, e acasă? Păi a plecat deja. Că a zis că-l găs... Lasă că-l sun. Ce chestie! Și eu care am crezut că ai venit laudat. Nu, că nu am sticluță la mine. Nu-i nicio problemă. Hai că rezolvăm noi. Pa! Hristos a înviat. Adevărat a înviat vecinia. Te-am căutat și cu ocazia asta am udat-o pe vecină. Păi și eu te-am căutat. Dacă tot eu odat, i-ai dat ouă? Nu, mi-a dat el ouă. Dacă ai fost la udat, hai să ne udăm și noi gâturile cu ceva. Hai, Vlade, hai! Ia, dar ce ești așa de transpirată? Să nu-mi zici că ai dat toată sticluța de parfum pe cap la soția, a? Hai să bem.